făcut parada de motociclete cu scopul de a atrage atenția asupra unei chestiuni care face diferența între viață și moarte, donarea de organe. Din păcate, acesta este în continuare un subiect despre care românii nu știu prea multe. Sâmbătă a avut loc în municipiul Câmpina o campanie de informare organizată de Asociația Transplantaților din România. Oamenii nu sunt reticenți, oamenii nu sunt bine informați a ceea ce înseamnă donarea de organe. Și am constatat acest lucru din campania pe care noi o desfășurăm și aici în Câmpina, dar și în alte orașe, chiar și la oameni cu o pregătire superioară. Nu știu ceea ce înseamnă în totalitate și mai ales care este procedura legală în vederea efectuării unui transplant. Dimineața s-au ținut câteva prelegeri la Casa de Cultură Geobogza, iar după aceea voluntarii au ieșit în stradă ca să împartă broșuri și să discute cu localnicii. Ei au fost informați despre faptul că înscrierea în Registrul Național al Donatorilor este confidențială și se face prin declarație notarială gratuită. Ce părere aveți despre donarea de organe? Sunteți de acord cu ea? Depinde în care cazuri, mai ales pentru cei mici, pentru copii care au nevoie și dacă familia omului respectiv e de acord, cu cea mai mare plăcere, cred, că s-ar putea face. Dar sunteți de acord să vă înscrieți într-un registru al donatorilor? Bineînțeles. De ce credeți că oamenii sunt atât de reticenți cu privire la donarea de organe? Nu știu, cred că nu sunt informați. Ca spune da, înseamnă da salvarei de vieți omenești. Mai mult decât atâta, omul trebuie să știe cui să trebuie să adreseze, care este procedura, prin pașii pe care trebuie să-i facă pentru a se realiza un astfel de proces. La această campanie de informare au participat și motocicliștii de la Roata de Foc. Ne dorim să facem cunoscut scopul celor de la Asociația Transplantaților din România și să atragem oarecum atenția câmpinenilor prin această paradă asupra motivului pe care îl promovează ei și anume înscrierea ca donator de organe. Și copiii au aflat cât de importantă este donarea de organe pentru un om aflat în suferință. Ei au participat la un mic atelier de creație unde au desenat organele așa cum le văd ei. Fiecare organ a avut o funcție. Avem aici, creierul a fost șeful, ficatul muncește, inima iubește. Le-am dat o temă mai specială la inimă pentru că toți iubim cu inima. Iar fiecare copil în parte a desenat ceea ce a simțit el și ce a fost liber să deseneze exact ceea ce a dorit. În România s-au făcut până la acest moment 4.000 de operații de transplant, dintre care cele mai multe au fost renale, în jur de 3.000.